Băi, fraților, deci sincer să fiu, nu vine să cred că fac acest lucru din nou, dar astăzi, dragi prieteni, o să ne jucăm 2 vs 5. Da, ați auzit bine, 2 vs 5, o să fiu în echipă cu Dano contra lui Ursu, Mincu, Mr. Upix, Mark și Xeno. Practic o să ne luăm bătaie la 0, dar obiectivul care este, Dano, pentru asta? Să luăm câte runde? 5? 7 runde. 7? Mamă, ești nebun, deja e foarte optimist, băieți, pentru că e foarte greu și în pana mea Ursu joacă bine, cam toți joacă bine, în afară de Mincu. Așa, dar haideți să vedem ce este, băieți, ne jucăm pe Miraj. Înainte de toate, nu uitați, mânuța sus în comentarii cine se uită la tot videoclipul. Chiar sunt foarte curios dacă o să vă uitați la tot clipul, pentru că o să fie o nebunie de meci, băieți. O nebunie de meci absolut. Și nu uitați cât mai multe like-uri dacă vreți mai multe clipuri de acest gen, mai ales că știu că vă plac aceste meciuri casual, aceste meciuri custom făcute între noi. Ei bine, astăzi am fost puțin cel mai tryhard și chiar o să încercăm o nebunie de meci. Ne jucăm aici pe Miraj, avem voie decât pe A, că noi suntem CT, adică ei au voie să intre decât rampă și palat, fără mid, fără B, fără nimic, decât rampă și palat. Și că noi o să fim tero, avem voie pe toată arta, pentru că așa mi se pare cel mai normal, frate, 2v5 totuși, știi? Sunteți gata, băieți? Hai pe warm-up end. Haideți să vedem ce este, o să ne luăm bătaie la 0, băieți, vă spun de pe acum. Uite, scrieți în comentarii pronosticuri, cât credeți că o să se termine meciul. Eu cred că o să se termine 16-6, 6 runde o să luăm noi, băieți, eu așa cred. 7. Eu zic 16-7. Mi-a dat cap Mr. Upix. Tipla ultima. Băi, am făcut 3 kill-uri, 2v5, 3 kill-uri, e bine. Mama, m-a bătut Mr. Upix, băieți. Voi înțelegeți acest lucru? O să stăm toți în aceeași cameră de Discord, deci vă dați seama că Ursu a vrut să intre în cameră separată. 2v5 full tryhard, Ursule? Da. Tryhard de rău, de tot, rău. Deci rău de tot la 2v5. Voiam să dau info. Da. Pulix, se mișcă lag, băieți. Bagă-te, Pulix, să te vadă băieții. Bagă-te, nu mai face bait dacă tot ai lag. M-a bătut Mark cu MP7. Bine. Asta e, gata. Acum s-a terminat 2-0 pentru ei, băieți. Uf. Încă o dată, cât mai multe like-uri dacă vreți mai multe meciuri de acest gen. Mi se par mai interesante, sincer, decât meciurile simple de competitiv. Chiar mi se par mai interesante. Acum vedem. Let's go! Da, nu, dai info ce vezi. Jungle, jungle, jungle. Plantați unul bomba. Sau CD. I-am dat cap și ieșit. Am bătut 4. Cât să mai bat, băieți? Da, că e cam slăbuț echipa asta. Aaaa, mamă, deci... Am, deci, pau. Știți ce mă enervez, băieți? Că m-am întors cap, cap, cap. Îmi pare rău, am cumpărat, nu știam. Am întors cap, 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 cap și fix când m-am băgat acolo era Ursul. Bă, greu 2v5, băieți, adică uitați-vă. Da, trebuie să gândești puțin mai mult. I-am dat cap, bun. Și trei echipa mea ce nu... Bă, frate, Upix mi-a dat flash mie și l-am încă 2 din echipă. Ați câștigat runda când ești în Cupix, ca să știți. Ești un handicap 4. Oh my god. Vă rog frumos, data viitoare când facem 2v5-uri să... Ne mutăm pentru că vorbesc foarte mult. Dano, ne mutăm pentru că vorbesc foarte mult. Bravo, am luat runda asta. Forță. Deci vă dați seama că ei sunt 5. Bă, frate, 5 și noi suntem 2, frate. Și la ei Ursul joacă foarte bine. Adică, pana mea, nu-i așa, Dano? Și se mai plâng atâta? Încă dai fanta. Câtă viață mai ai? Eu nu l-am mai. Bravo. Mort. Mamă, fraților. În acest moment chiar încerc să joc cât de tryhard pot, după cum puteți vedea. Dano, și tu tryhard la fel.
2v5, băieți. Am luat două runde, e 3-2, nu vine să cred. O să fie foarte greu la Tero. Sau poate nu, pentru că pana mea, o să fim 2v2 când intrăm pe site, nu? Să nu te aprind într-un site. Da, și asta e. Bine, vă dați seama că după o să plângă, nu, n-am jucat serios, dar ei joacă serios, credeți-mă, adică ați văzut ce s-a întâmplat aici. Multe like-uri pentru rundele astea două pe care le-am câștigat acum foarte frumos. Mama, 11-3, nebun. Dau smoke-uri, băieți. Doi palaci, trei rapuri. Mort unu. Au intrat. Căcat. Prea mulți, frate, prea mulți am avut cum. Fix când trageam mână la apărut și Minco acolo. Nu stai bine acolo, trebuie să stai undeva mai retras. Sau dacă ei pușesc palatul, că de obicei vine decât unul, nu știu. 4v2. Ci că friendly fire 0. Nu fără tu. Ești nebun, cum friendly fire 0? Nu, frate, o dăm pe seriozitate. Ci că nu da friendly fire 0. Dau... Bravo. Ținem palatul cu smoke-uri. A sărit unul aici. La Tetris. Sandwich. Ultimul. Dacă îmi dă nade sau ceva, uite câte viață mai am. Coaie, ce să-i fac? Mai aveam 2 HP. Mamă, cum trag în tu, să mai pot. Unu în viață, băieți. Rundele astea puteau să fie ale noastre. Ia, îți dau shotgun, du-te sub palat. Rundele astea puteau să fie ale noastre, dar nu este nicio problemă. 2v5. 2v5 și 2-5 e scorul, practic. Dau... Stai aici, sub palat. Stai palat. Mama, a venit direct pe fer, pe cap mi-a dat. Rip, da, nu? Ah. Îi dau 5-1 cu shotgun. Uitați ce bind am. Uitați ce binduleț am. Mamă, băi, hai să luăm 6 runde. Nu-s cumpăra, nu-s cumpăra. Cu grenadă. Hai amândoi grenadă, ia grenadă și aruncăm rampă. Dacă îmi zic eu, fii atent, numărăm. 3, 2, 1. Am aruncat. Uite mă ce bulan am avut când erau acolo. Dacă eram cu pistolul, cred că l-o omoram, dar am luat AK-ul. Bă, am auto... HL... Auto au... 0. Nu, dar e 0, e 0, e 0. Fii atent, poți să ții palatul? Mi-am luat polar. Trebuie să găsim metode, sau nu știu, ce ții? Țin palatul, da. Dau molotov rampă să nu se bage. A intrat unul, da, nu, a intrat unul, n-am cum să te mai ajut. Smoke, minus 76. Și unul palat. M-a bătut Mark, coaie. Coaie, nici nu știu cine-i Mark și pe primul loc. Băga mea și piciorul în el, polar, ce rău am tras. Mă duc iaraș. Ține, eu mă duc palat, ține tu rampă. Sper să nu se aștepte, sper. Ăștia oricum intră tare rampă, băieți. Am nimerit unii, ai grenada. Bravo. Bravo, mă, runda noastră. Le-am, i-am rupt, frate, 2v5 și am rupt. Rău, rău, rău de tot. Am luat polat. Bravo, nu joc polarul, joacă tot polarul, rampă. Mai pușesc o dată, deci au venit decât doi, tap, tap, ești nebun, mag power. Și am, i-am dat lumii cu băieți, 59. Mai arunc și eu una. Mort, pantă.
Bine, mă, bravo, bine. Chiar mă bucur acum, băieți, pentru că e un challenge foarte, foarte greu, părerea mea. 2v5. Haide. Și vă dați seama că ceilalți softică rău de tot, nu? Băi, băieți, cât mai multe like-uri. Chiar eu zic că merită clipul acesta. Și chiar m-ar ajuta foarte mult. De ce să vă mint? M-ar ajuta foarte, foarte mult. Să bagă prin smoke. Are hit. Mor. Bravo. Ultimul? La Tetris, l-am auzit. E palat. E palat? Da. Vezi că e ursul, să-l ne bată. Mamă, runda noastră, haide, ne concentrăm. Bine, mă! 5 runde am luat până acum, băieți. Băi, și credeți-mă că sigur o să apară persoane în comentarii. Nu ne lasă, băieți, 100%. Nu ne lasă. Pot să confirme și ei. Confirmați pe chat că nu ne lăsați să câștigăm, ci că doar nu comunicați voi. Sau nu știu ce fac ei acolo de se încurcă, dar nu ne lasă, frate, să câștigăm. Că după sigur o să apară troll de ăștia. Frate, se vede că v-au lăsat sau... Mort? Încerc să țin la Tetris. Ține aici, ține palatul. Căcat, era aici aproape. Minus 54. Ah, nice try. Uite, a spus și Mincu, că confirmă numele echipei mele că noi lăsăm și chiar atât de prost jucăm încât nu suntem capabili să ne băgăm toți odată. Flotări Dano. Haide, ține bine, mă duc tot așa din jungle. Nu știu, ține și tu de aici, din spre bază, noi, ține rampa și mă uit eu palat. Mamă, mi-au dat incendiar aici, ești prost. Sărit unul la Tetris. Mort unul. Mort Tetris. Mamă, îl dau, opa. Ce spray prost. Am îndoi acolo. Bravo. Bine, mă! Am luat 6 runde, 9-6, băieți! 9 fucking 6, nu-mi vine să cred. 40 HP mai avea Danu. Aia voiam să zic, dar am zis, nu, că dacă spuneam, vezi că e Upix, te bate Upix sau o dumă de asta, sigur, te bătea că gen... te demoralizai direct, dar n-am zis nimic, m-am abținut. Toată harta acum, boys. Ce facem? Dăm rush în Aqua să te atrebe, sigur. Zici tu? Da. Încet, încet, încet. Dar e mai greu, mă, e mai ușor la CT, băi. Obiectivul a fost îndeplinit, băi. Ne-au văzut. Bravo. Plantez. Ne-au bătut de la distanță. 36-3. Băi, era runda noastră, 2v2 am rămas. Am omorât 3 oameni. Ca echipă, am rămas 2v2 și, mamă, da, ce tap s-a dat marca la din short, da, nu? Dacă l-o moram și eu pe Mincu. Uf. Lasă. Putem începe bine, dar asta este, nu o problemă. Vrei să mergem mid? Nu, hai să mergem, eu mi-am luat MP de mers ceva, da, du-te mid, încearcă mid. Nu știu dacă să încerc eu, o să joace 2B, 2A1 mid cu aia, e foarte greu să intru singur, știi? Dar hai mid, mă duc eu under. Tu nu? Are smoke window. Short-ul, nu? Jungle. Vine să nu pușeze bază, nu-i. E greu de vechi. Exact ce ziceam, băieți. Exact ce ziceam. Minus 73 în 5. Exact ce ziceam, frate. Să nu pușeze bază noi, fix acolo a venit. Că era tat și dăraș. Bravo. Aolo, coi. Mor. Ce tepuri a dat. Că sunt ăștia nabibi, ești nebun și profită de faptul că suntem puțini.
Ia AK, ia-ți AK, așa. Și-mi iau... Nu-mi iau gali, nu știu ce să-mi iau. Mi-aș lua scout. Hai că-mi iau scout și mă bat eu pe mid dacă e. Unde dai smoke-ul? Top mid, să nu te bată. Băi, mamă frate, am luat 6 runde până acum. Bă, nu mă așteptam. Nu mă așteptam nici pe astea. O să pușe de aici. Hit mid. Window, că acum face hit, bat. Mi-a bătut ursul rău cu deagle-ul ăla. Bine că l-am bătut pe Micu măcar. Mamă, ne-a dat one tap. Unde mergem? Mergem rush undeva? Da. Iau și o deagle. Mamă, deagle power. Sau hai să mergem apartamente încet, așa, shift, shift. Aici, palat. Nu apartamente, palat, palat, palat. Mamă, uitați scorurile aici, nebune. Și e 12-6 pentru ei. 2 în apă, acum. Nu știu să trag cu deagle-ul, nu știu să trag cu deagle-ul, mai ales de la apropiere cu aia când dăra și nu știu, dacă aveam altă armă, măcar îl nimeream, acum n-am nimerit deloc. Vai de culul meu. L-ai auzit rampă? What? Lol, nu te văzuse, nu te văzuse. Da, avea flash. Haide să încercăm, fii atent, palat, pentru că dă rush. Și îl așteptăm pe boschetar, îl omorâm și intrăm, știi? Și să mai bătem cu doi. Ce că măcar cu puși să faceți ceva. Oh my god. Băi, oricum, am luat, frate, 2v5, să luăm 6 runde. Ai grijă, să nu fie în curs. O jucăm pe așteptare. Bravo! Jungle. Pantă băgat, mamă. Mamă, coaie, cum joacă oamenii. Explicați-mi cum căcat, măcar l-am omorât. I-am dat ursul 87 în 3 și el îmi tot dădea hituri, ești prost? Aia nu înțeleg. Coaie, deci el îmi tot dădea hituri prin lemnul ăla și o dădeam de unde trăgea el și nu-l nimeram. Încercăm B-ul. Dar n-avem cum, nu e greu la trebuie, nu luăm nicio rând de la trebuie, e foarte greu. Nu dau flash. Ok, moș. Ăla-i pulic. Ai, am sărit ca botul. Mori și aici? Nu cred. Nu, coaie, mai mult îmi fac nervi, am 36 de fraguri, ești prost? Mai mult îmi fac nervi, băieți. Mamă, cream că nu mai merge mouse. Mai mult îmi fac nervi, că e greu rău, coaie, nu știu ce, m-am mâncat pe mine în curs să filmăm 2v5. Oricum, părerea mea e că pentru un 2v5, frate, i-am cam bătut. Ai zis bine că termină 16-6. Mamă, coaie, chiar am ghicit-o bine. Bă, dar mă enervez că m-a bătut micuțul. E pe primul loc, poate fi și asta. Mort, uite, ăsta m-a bătut pe mine, nu? Stai, hai înapoi, hai înapoi, că o spușesc de spate, sigur. Am. Joacă polar. Ce rău e Dana acolo, încet. E unul acolo, nu? Da. În jungle sau în CT, nu știu sigur.
Mă piș. Măcar am încercat. A, mă, Dano, dacă făceai și tu niște kill-uri în match-ul ăsta, i-am dat lor 150. Of. Băi, fraților, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. 39 de fraguri pe mine. Puteam să luăm mai multe runde, sincer, dacă dădea și Dano mai mult randament în match-ul ăsta, cred că puteam să luăm mai multe runde, că în ultimele 3 runde am făcut de câte ori 3 kill-uri și na. Mă rog, oricum, pentru un 2v5 eu zic că a fost foarte bun. Sper că v-a plăcut, dați-vă acolo cât mai multe like-uri și ne auzim data viitoare, băieți. Am fost Andrei, v-am pupat. Bye, bye.